Bine v-am găsit, sunt Lucian și m-am gândit să realizez o serie de prezentări sub genericul Viața în timp de pandemie. Pentru că trecem cu toții prin această perioadă, ce n-am mai trăit-o, nu suntem obișnuiți cu ea, dar va trebui să ne adaptăm și cu ajutorul lui Dumnezeu vom trece cu bine și peste aceasta. Dar, bineînțeles, respectând anumite reguli, de altfel simple. Și o primă regulă este stați acasă cât mai mult cu putință. Să știți că nu se întâmplă nimic, nu o să muriți dacă nu ieșiți în parc, la mall sau mai știu eu unde. Acum, e bine, mall-urile s-au închis, chiar dacă am vrea să mergem, nu mai putem. Așadar, stați acasă, este cel mai bine, pentru că nu e așa, la urma urmei, nicăieri, nu e mai bine ca acasă. Așa știm și așa trebuie să rămână. Atunci când trebuie să mergem la cumpărături, va trebui să nu uităm că în continuare hipermarketurile, supermarketurile și așa mai departe sunt o portiță prin care putem să contactăm acest virus numit SARS-CoV-2 și să ne îmbolnăvim sau să fim purtători sănătoși de acest virus și să îmbolnăvim părinții, bunicii, frații, surorile și așa mai departe cu care intrăm în contact. Atunci când mergem la cumpărături, așadar, va trebui să știm că sunt câteva obiecte pe care ar trebui să le evităm, cum sunt banii cash. Dacă putem să folosim cardul, este foarte bine. Dacă nu, atunci trebuie să ne spălăm neapărat pe mâini după ce punem mâna pe bani. Iar cred că și până acum era bine să ne spălăm pe mâini, mai ales acum trebuie să ne spălăm pe mâini neapărat. Trebuie să ținem, să nu uităm de mânerele ușilor, de balustrade care sunt frecvent atinse și putem să contactăm acest virus. Evitați contactul direct cu alte persoane, oricât v-ar place să vă salutați, și mie îmi place foarte mult și mie este foarte greu să mă abțin de acest gest, pentru că îmi place atunci când mă întâlnesc cu cei pe care îi cunosc, să-i salut, să dau mâna cu ei, să îi îmbrățișez. Totuși, acum va trebui să ne abținem și să arătăm prin alte gesturi că ținem la ei. Putem să arătăm din privire că ne pasă unii de alții, că suntem acolo și că vom reveni din nou unii lângă alții după ce va trece și această epidemie. Trebuie să nu uităm că atunci când tușim, nu tușim în palme, și folosim un șervețel de unică folosință pe care să-l aruncăm la gunoi. Atunci când strănutăm, nu strănutăm în palme, ci dacă nu mai apucăm să ne scoatem șervețelul din buzunar, strănutăm în plica cotului, la nivelul cotului, da? Și, bineînțeles, să ne spălăm pe mâini cât mai frecvent. În acest prim episod o să vă arăt cum ar trebui să ne spălăm pe mâini. Un gest banal, simplu, dar pe care foarte mulți români și nu numai, în general oamenii, nu îl fac corect. Și deși poate ne-am spălat pe mâini, dacă nu ne-am spălat eficient, putem să contactăm acest virus. De asemenea, trebuie să reținem și faptul că nu ducem niciodată mâna la ochi
La ochi, da? Nu băgăm mâna pe noi că ne-a intrat nouă ceva acolo și tot dăm cu degetul. Nu băgăm mâna în nas pentru că, știu eu, un muc întărit ne deranjează și ia să-l scoatem de acolo. Și nu băgăm mâna în gură. Fie ca să dăm paginile unei cărți mai așa, umezim ca să putem să dăm, sau să numărăm banii, atenție mare, sau mai știu eu pentru ce, sau să ne scobim între dinți că ne-a intrat ceva și băgăm mâna, nu. Dacă suntem nevoiți să ducem mâna la nas, gură, ochi, neapărat ne spălăm înainte pe mâini, indiferent dacă am fost la magazin sau nu, când avem de dus mâna la ochi, la nas, la gură, înainte ne spălăm pe mâini. Acum suntem curați pe exterior, dar trebuie să fim și pe interior. În episodul următor o să vorbim despre ce nu trebuie să mâncăm în această perioadă și ce ar trebui să mâncăm și să bem pentru ca să ne fie bine. Până atunci vă doresc multă sănătate și Dumnezeu să vă aibă în pază. Dacă aveți întrebări, puteți să le puneți în comentarii mai jos la acest video. Vă mulțumesc încă o dată, numai bine!